Mama, tata și cu mine suntem o familie fericită. Sau cel puțin am fost. Hei, domnule Mason, ești un distrugător de case. O să iau locul. Poți să-mi spui tata vitreg. Dragule, sunt așa de încântată că vei locui cu noi. Îmi urăsc tatăl vitreg. Această rulotă e jucăria mea preferată. Păpușilor mele le vor plăcea să trăiască în ea. Mila, știi unde e cealaltă rolă acum? Am căutat peste tot. Cine e? Bună ziua! Pot să intru? Pa! Nu! Hei, stai! Astăzi este 25, ziua tată-fică! Așa e, e 25! Bine, intră! Mila! Tatăl tău e aici! Tati, bună! Mi-ai lipsit așa de tare! Comoara mea! Hai să mergem la bucătărie! Unde pot găsi cealaltă rolă? O, rulota! Are și roți? Perfect! Se potrivesc mănușă! Hai să pornim la drum! Auci! Ce s-a întâmplat acolo? A căzut cineva? Hai să vedem! Oh, nu! Ce coșmar! Dragule, ești rănit? Oh, nu! Rulota mea preferată! Dragă, nu plânge! Vrei acea rulotă? Wow! Da, tati! Îți cumpăr ce vrei! Sau nu? Tot ce am sunt 20 de dolari! Oh, o rulotă veche de vânzare! Pentru 20 de dolari! Îmi convine? O iau pe asta! Ei bine, iată-o! Exact ca în poză! Oh, mult gunoi! Bine, pot să-l curăț! Ei bine, mașina e o mizerie fierbinte! Bine, ușa asta se poate repara! Ce? Wow! Va dura mult mai mult decât mă așteptam! Bine, pot repara totul! Treci la treabă, Max! Ai totul sub control! Pentru început, voi aduna tot acest gunoi! Fix așa, gunoiul a dispărut! Ei, bine, bine! Max are o misiune de a face o rulotă strălucitoare! Ușa și peretele! Vă concediez! Îi voi strica munca grea! Aduc tot gunoiul aici! Okidoki! Ce? De ce e din nou așa de dezordonat? Cine a făcut asta? Scuză-mă, eu plec! Oh, nu! Un ultim sac! Ce? Pânze de paianjen! Așa de multe? Ei bine, știu un truc frumos de curățare! Adio, pânzelor! Grozav! Le-am luat pe toate! Vata de zahăr e cea mai bună! Ce? Nu e vată de zahăr! Să facem o nouă intrare! Oh, da! Acest lucru va face ca lucrurile să meargă mult mai repede! Grozav! E timpul să aleg un loc pentru ferestre acum! Uimitor! Dar acum am nevoie de un ferestrău pentru a tăia ferestrele!
Se pare că Superman te-ar putea ajuta! O fereastră! Și încă una! Așa de ordonat! O mini-ședință foto pentru fanii mei! Oricând! Până aici, trebuie să plec, prieteni! Ce-a fost asta? Hei, prieteni, ați văzut cine a făcut asta? Comentați răspunsurile voastre mai jos! Mersi! Acum trebuie să atașez grinzile în față! O altă mână nu ar strica? Bine! Wow! E timpul să pictez rulota! Albastru și alb, dar ceva lipsește? Corect! Milei îi place rozul! Cum fac roz? Wow! Amestecând roșu cu alb! Sunt un artist! Fix așa! Wow. Dungi roz! Mila va iubi noua sa rulotă! O perie? Nu! Păpușa preferată a Milei? Oh, da! Bine, o să continui să vopsesc! Oh, nu! Păpușa Milei? Ce-am făcut? Fica mea va fi tristă pentru că i-am stricat păpușa preferată! Nu! Trebuie să mă gândesc la ceva! Instalează-te, domnișoară păpușă! Bine ai venit la salonul de coafură elegant al lui Max! Oh, bună treabă! Mila va adora noul stil al păpușii sale! Exteriorul rulotei arată grozav! Dar interiorul e o adevărată mizerie! Cum pictez totul repede? Oh, ideea asta pe care o am e bombă! O găleată cu vopsea și dinamită! Îi dau foc! O bag în găleată și mă ascund cât pot de repede! Ce mai face remorca? Oh, nu! A fost un moment prea prost pentru a veni! Wow! Dinamita a făcut o treabă grozavă! Vopseaua e impecabilă! Prieteni, nu încercați asta acasă! Mai am multe de făcut! Un covor pufos și roz! Perne moi! Lipsește ceva? Desigur, o ușă roz! O voi face foarte repede! Ușa e gata! Piciorul meu! Galerie pentru perdea! Rame, flori! Și perdele luminoase! Ce fereastră confortabilă! Un gard alb în jurul rulotei! Aproape gata! Hei, ieșirea e pe cealaltă parte! Voi face o potecă drăguță din pietre? Exact așa! Scaune de terasă? Perfect! Și o măsuță drăguță de picnic pe măsură! Ce lipsește? Știu! O piscină pe acoperiș! Cum intru totuși în ea? Corect! O scară pe o parte! Și un tobogan pe cealaltă parte! Oh, Milei îi va plăcea! Ce altceva? Să fie lumină! Oh, becuri! Lăsați-mă în pace! Iată, atmosfera perfectă!
Jucăriile preferate ale Milei vor locui în rulotă. Hei, Barbie, vrei să deschizi ușa? Mersi! Totul e gata! Pot să-mi sun fica! Mila! Dulceață, această rulotă e a ta! Ce zici? Wow, tati! E un topogan! Ce e înăuntru? Vai, e așa de distractiv să te joci înăuntru! E piscină la etaj! Vrei să vezi? Atenție la scară! Wow! Tati, această rulotă e de pe altă planetă! Mă bucur că-ți place, dragă! Te poți juca aici toată ziua! Tata m-a învins din nou! Îl voi învinge într-un final! Dragă, fac micul dejun! Ești un înger, dragule? Îi pui și lui Mila? Desigur, dragă! Iată fulgi de ovăz, puiule! Asta este? Dar cu păpușa mea cum rămâne? Ok, va avea și păpușa ta! Numește asta micul dejun? Păpușa mea și cu mine nu o să mâncăm! Oh, da? Asta se întâmplă cu fetele rele! Cum îndrăznești? Tatăl meu vitreg e așa de rău! Mi-e dor de tatăl meu! Asta trebuie să se oprească! Hamster vorbitor, vino aici! Ajută-mă! 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 Cine are nevoie de ajutor? Vin, hamsterule! Unde ești? Pasărea a părăsit cuibul! E timpul să distrugem cuibul! Tată vitreg? Ce ai făcut? Tatăl meu mi-a dat casa asta! Ne-am distrat atât de bine jucându-ne în ea împreună! Ups! Nu am fost eu! Mamă! Soțul tău rău a distrus casa mea preferată! Ce s-a întâmplat aici? Tu ai fost? Eu? Nu! Nu e ce crezi? Tocmai făceam curățenie în cameră pentru a-ți face viața mai ușoară, dragă! Și apoi de nicăieri a năvălit un vânt puternic! A fost mai degrabă o tornadă? A distrus acea casă fragilă! Am făcut tot posibilul să o protejez, dar era prea târziu! Casa a fost dărâmată de forțele naturii! Mi-a murit în brațe! Săracul de tine! Am înțeles! Lasă-ți lacrimile pe umerii mei! Sunt aici să-mi văd fica! Unde este? În camera ei trecând printr-o perioadă grea! Mila, tatăl tău biologic e aici! Ce s-a întâmplat? Tatăl vitreg mi-a distrus casa! Eu? Nu, nu am avut nimic de a face cu asta! Dragă, nu te lăsa! Tati știe cum să te înveselească! Biletă la parcul de distracții! Îmi plac plimbările! Ce-i asta? Îmi pare rău? Suntem închiși? Ce dezamăgire! Ei bine, vom reveni data viitoare! Farsa mea a funcționat! Trebuie să ne gândim la ceva? O să spun ce! Ne putem construi propriul parc de distracții! Să trecem la treabă! Iată prima cursă! Turnul de putere! Scaunul e gata! Mila, vrei să încerci? Fă-te comodă! Tada! Ce părere ai despre călătoria mea? Wow! Așa de nebunesc! Pune-ți centura și asigură-te că ești în siguranță! 1, 2, 3, decolare! Wow! Cât de sus! Aproape de tavan! Îți place? Acum hai să coborâm! Uș! Dragă, te-ai distrat la călătoria mea? Da! A fost minunat!
turn de putere! Întotdeauna mi-am dorit să mă dau pe el! Măsurile de siguranță sunt pentru fete! Ei bine, să vedem stelele! Haide! Tu cine ești și ce faci la mine pe podea? Sunt vecinul tău de jos! O jucărie pe jos? O voi ridica! Mâna robot la lucru! Jucăria a fost livrată? Oh, iată o idee! Cui nu-i plac mașinile cu ghiare? Tati, îmi place acest joc! Pune mai multe jucării acolo! Wow! Vreau să prind omul ăla de zăpadă de acolo! Hai, dragă! Am încredere în tine! Ai reușit! Prieteni, ce jucărie ați vrea să iau pentru voi? Prima, a doua sau a treia? Aproape am ajuns! Oh, nu! Omul de zăpadă a căzut din cârlig! Nu vrea să fie prins! Nu a mers? Oh, am o idee mai bună! Tată, dă-te puțin la stânga! Trage poneiul! Da! Ai primit un premiu! Iuhu! Jucăria mea! Tata e cea mai bună mașină de vânătoare de jucării! Vreau și eu o jucărie? Sunt pe cale să te prind! Oh, nu! Capul meu nu e o jucărie, robotule! Ajutor! Sunt blocat! Se pare că în dimineața asta nu se poate bea cafea! Un masaj relaxant al scalpului o va înlocui! Dragă, încă mai ai atât de multă energie! Oh, iată o idee! Tata știe unde să o îndrume! Un ring de dans! Două piste de dans cu săgeți și un televizor! Mila, vino aici! Gata? E timpul să dansezi! Repetă mișcările de pe ecran! Iuhu! Picioarele noastre nu pot fi oprite! Mișcă-l mai repede! Ține pasul, Mila! Iuhu! Am câștigat! Ar trebui să devenim dansatori profesioniști! Hai să dansăm! Dansul e al doilea nume al meu! Mișcă-ți inima, Beyoncé! Lumea nu a mai văzut așa ceva până acum! Îmi fac de cap! Wow! Ce nebunie! Să grăbim lucrurile! Mult mai repede! Nu pot să țin pasul! Flash! Dans! Oh, nu! Ajutor! Ringul de dans e în flăcări! Cineva să oprească nebunia asta disco! Mila, privește în fața! Mila, unde ești? Huggy Wuggy, mi-e așa de frică de el! E o idee grozavă pentru o nouă călătorie! Hai să luăm foarfece și o pătură, să fim puțin creativi! Mila, vino aici! Bun venit la casa bântuită! Wow! Ah, locul ăsta e așa de ciudat! Sper că acești scheleți au murit din cauze naturale! Ah, Huggy Wuggy! Ce pisică fricoasă! O casă bântuită? Ia să verific! Ce e înfricoșător aici? Sunt așa de confuz! Se pare că această cameră de frică e doar pentru copii! Ajutor! Fugi! Mă întreb ce face tatăl meu de data asta! Încă o plimbare? Trebuie să văd! Wow! E un roller coaster! Îți place? Iată propria ta mașină! Sări înăuntru! Pe locuri? Fiți gata? Start! Yahoo!
repede și furios! Ți-a plăcut? Hai să-i spunem mamei! Un roller coaster? Visul meu! Wow! Iată o mașină! Yay! Gata? Să mergem! Opa! Partea greșită! Ei bine, până aici, roller coaster, te voi distruge pentru ceea ce ai făcut! Uii! Țineți bâta departe! Deci tu ești cel care a distrus totul! Nu, bâta aceea! Mamă, tată, mergeți la o întâlnire la parcul nostru de distracții! Ei bine, vrei să dansezi, dragă? Mi-ar plăcea, dragule! Și așa am redevenit o familie!